Dacă vreți să cântați împreună cu noi, să slăvim pe Dumnezeu, să vă ridicați în picioare cu noi, să începem programul din această seară. I-am rugat pe cei de la fanfară să cânte împreună cu noi înainte de repetiția lor din această seară. Au cântat așa de frumos. I ask you guys to sing with us because you guys sang so beautifully right before your rehearsal and to be our backup singers. Thanks so much. Jesus.
Ne unim cu toții inimile și gândurile noastre într-un singur numitor comun și încercăm și dorim din toată inima să îl lăudăm pe Cel ce este veșnic viu, pe Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și puterea Duhului Său cel Sfânt în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați și surori, după o dimineață binecuvântată pe care ne-a dat-o Dumnezeu în ziua de astăzi, atât prin cuvânt cât și în rugăciune, iată-ne din nou ajutați de puterea Domnului să fim în casa Domnului la părtășie în jurul cuvântului. Este un har binecuvântat pe care îl avem și pentru care cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți un imbold în suflet și în inimă de a-L lăuda pe Dumnezeu și a-L glorifica pe Dumnezeu, Cel ce ne-a ajutat și a fost cu noi până aici. Slăvit să fie numele Lui! Iubiții noștri, am vrea să deschidem slujba divină din după masa zilei de astăzi și dorim să facem lucrul acesta printr-o rugăciune, după ce vom citi versetul care noi îl avem și care se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Vor rosti toți cu inima deschisă și cu voce tare acest verset frumos pe care l-am ales ca să ne fie ca un moto în luna februarie și să ne ajute Dumnezeu să putem să îl și împlinim. Vă rog frumos, cei ce sunteți în preajmă și la dispoziție, să duceți un microfon la fratele Marcel, care ne vizitează din Timișoara, Marcel Măcelaru, și prin el, după ce vom rosti acest verset binecuvântat, vom cere ajutorul Domnului prin rugăciune. El ne va conduce în rugăciunea de deschidere și noi, cu el împreună, implorăm prezența Domnului. Dacă este posibil să fie pus pe screen, pe cele trei screen-uri, acest verset binecuvântat, iată că ce a apărut, vă mulțumim din toată inima pentru exigență, Domnul să vă binecuvinteze. Dorim să ne îndreptăm privirile spre screen, iar care vreți să vă îndreptați privirile în Sfânta Scriptură, e același lucru. Haideți cu toții să ne pregătim inimile și să rostim acest verset minunat. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Prin fratele Marcel cerem binecuvântarea Domnului peste slujba din după masa zilei de astăzi. Te rugăm, Doamne. Doamne, pentru că Doamne, în acest mod, toate lucrurile vor fi noi. În seara aceasta, Doamne, îți cerem de tuturor să spui binecuvântarea, atingerea. Lasă ca cuvântul Tău să ne transforme, să ne pătrundă, Doamne, să ne cerceteze, să ne arate, Doamne, lucrurile care sunt păcătoase, care sunt rele de-a noastră. Totodată să ne convinde de păcat și să ne dea puterea ca să ne pocăim, Doamne. Ajută-ne. Amin, te rog. Vă rugăm să reocupați locurile. După cum știți, anul acesta este un an de rugăciune în biserica noastră, așa l-am declarat, după ce grupul de laudă ne vor conduce într-o cântare, Domnul să-i binecuvinteze, prin fratele Mihai Corduneanu,
vom face acea rugăciune pe care biserica o face pentru familii și pentru toți cei ce sunt involvați în slujbă. Domnul să-L binecuvinteze. Amin. Se cade să deschidem gura larg și să-L slăvim pe Cel ce ne-a mai dat viață. Dacă trăim,
trăim că El ne-a lăsat să trăim. Dacă ne mișcăm, El ne-a dat putere să ne mai mișcăm. Dacă mai putem cânta, El ne-a dat putere să mai putem cânta. De aceea trebuie să-i slăvim numele în veci. Amin. Amin. Puneam un cuvânt al Domnului, Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Întrebări la care noi trebuie să ne dăm răspunsul. Noi trebuie să ne dăm răspunsul. Versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Amin. Frați și surori, suntem la un îndemn de rugăciune, nu la o predică, dar aș vrea să fim conștienți că noi în seara și asta și de fiecare dată când ne rugăm, împlinim un cuvânt a Domnului. Pentru că îndemnul cuvântului a fost să ne rugăm unii pentru alții. Azi ne rugăm pentru 4 familii, săptămâna viitoare ne vom ruga pentru alte 4 familii și la rând, la fiecare ne va veni rândul. Și aș vrea să vă spun, să ne avem un fel de rugăciune. Un singur fel de rugăciune. Și știți care e felul de rugăciune? Să ne rugăm pentru frații noștri cum am vrea să se roage ei pentru noi. Nu mai mult. Dacă ai vrea Dumnezeu să te binecuvinteze, să te bucuri în casa Lui, așa să te rogi. Doamne, binecuvintează familiile acestea și să ne putem bucura împreună în casa Ta. Amin. Pentru că ne putem bucura în alte parte. Dar nu știu dacă e Dumnezeu cu noi. Noi acolo ne simțim mai bine când ne bucurăm. Dar aș vrea să vă spun că e luat în calcul numai și bucuria de aici. Deci aia și în casele noastre, la altarele noastre, dacă nu le-am străcat, putem să aducem frații și peste săptămână. Deci aia, spuneam, este un timp de rugăciune și cuvântul Domnului spunea că un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului. Domnul să ne dea Duhul acesta de dorință pentru a dori de a veni în casa Domnului. Poate unii ne urmăresc și spune că se simte bine și acasă. Aș vrea să le spun la așa, ca și nouă, ne simțim bine aici și în prezența Domnului. Ei ne văd pe noi, dar nu simt cu noi. Deci e Duhul lui Dumnezeu să ne trezească mintea noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mai citesc un verset jumătate, după care voi citi lista de rugăciune. Ne vom ruga cu toți înaintea Domnului și vom insista ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile acestea și departamentul acesta pentru care ne-o ruga. Dumnezeu să dea putere în lăuntru nostru, sănătate în duhurile noastre, să putem să rămânem pe cale și Dumnezeu să fie cu noi. Spunea cuvântul Domnului din Psalmul 12, versetul 6 și partea întâia din versetul 7. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor pe pământ și curățat de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe veșie. Dumnezeu să-i binecuvinteze, băi frați. Ne rugăm pentru familia Cap Strâmb. Vasile, Anișoara, copiii, Beni, David, Dan, Jennifer, Naomi, Olivia, Rachel, Rebecca și Renee. Familia Catalan, Liviu, Estera, Amalia, Darius, Lucas și Sefora. Familia Chebeleu, Daniel, Loredana și Denis. Familia Coroamă, Daniel, Simona, Gabriela, Emilie și Jennifer. Și spuneam și pentru departamentul de tineri, pentru fratele Gabi Costea, Gianni Costea, Sebi Andruș, Alex Nicolai și Alex Tiriteu. Și pentru sora Dana Aldea, care răspunde de tabra de tineret, Dumnezeu să le dea putere. Ce e ce face? Să facă ca pentru Domnul și Dumnezeu să-i însoțească. Amin. Așa cum stăm în picioare, ne rugăm înaintea Domnului și cerem protecția Domnului peste familiile acestea și peste tinerii din departamentul tineretului. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm cu toți în comun. Amin. Te binecuvântăm, Doamne, și te slăvim pe Tine. Stăpânul veșnicilor și Domnul gloriei. Venim, Doamne Dumnezeu, să binecuvântăm numele Tău. Venim, Doamne Dumnezeu, să glorificăm puterea Ta cea mare, prin care, Doamne, Tu ne-ai păstrat în viață și ai fost cu noi. Este o mare bine cuvântată. O, Domnul nostru, Dumnezeu nostru, înălțăm glasul Tău către Tine.
venim, o Doamne Dumnezeule, înaintea Ta, cu aceste familii minunate, cu aceste familii binecuvântate din casa Ta. Și te rugăm, o Doamne, ca Tu să ai milă, Doamne, să te înduri de ei și să-i păzești, să te înduri de ei și să-i ocrotești, o Doamne. Binecuvântă familia ca și cei nouă copii, o Doamne. Binecuvântă, te rugăm, o Doamne, familia Catalan și copiilor, Doamne. Binecuvintează familia Chebeleu, Doamne, și copilul lor, Doamne, Dumnezeu slavei. Binecuvântă, Doamne, și familia Coramă, Danielu, Doamne, și Mona și fetele lor. Dăruiește-le, Doamne, care auzirea Ta, inspirația Ta, poartă-le de grijă, fie harul Tău cu ei și cu noi. Binecuvântați-l celule, binecuvântă pe fratele Gabi Gostea, pe Gianni Gostea, Doamne, pe fratele Sebea Andrușa, Doamne, Dumnezeu nostru. Te rugăm ca Tu să lucrezi și să-i te lucre, Doamne, să le dai putere. Binecuvântă-și pe Alex Nicolai și pe sora Dana Aldea, tuturora, Doamne Dumnezeule, te rugăm ca Tu să le dai putere, să le dai sănătate, să le dai călăuzirea Ta divină, puterea Ta dumnezeiască, sinceritate și smerenie și toate lucrurile, lucrarea din casa Ta, să-și primească, Doamne Dumnezeule, întotdeauna, simbăna Ta, o Doamne, aprobarea, căci este o lucrare după voia Ta. Dorim lucrul acesta. Binecuvântă, Doamne, vestirea Evangheliei, binecuvântă pe fratele Iisus, Doamne, în mod deosebit, dăruiește ușa de cuvânt, fie o seară binecuvântată prin harul Tău și răuzirea Ta divină. Puterea Ta de Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fim. Îți mulțumim și Te slăvim în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Aleluia, glorie ție. Vă rog frumos să reocupați lucrurile. Îi mulțumim Domnului că suntem împreună în seara aceasta și putem să înălțăm pe Domnul prin mulțumirile noastre, prin lauda noastră. Și Domnul este acela care și de data aceasta ne va binecuvânta, pentru că El este prezent aici, frați și surori. Și ferice de noi dacă vom lua acest prilej minunat că suntem aici, să fim atenți la cântare, să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate îndrepta inimile noastre către Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Domnul este gata să se atingă de tine acolo unde ești, Domnul este gata să rezolvi problemele tale, Domnul este tot puternic care știe situațiile noastre și El este binevoitor să asculte rugăciunile noastre. Și dacă stai acolo și auzi o cântare sau Cuvântul Dumnezeu, poți să te rogi în inima ta: Doamne, binecuvintează robii Tăi. Dă-le cuvânt, deschide ușa de cuvânt. Și Apostolul Pavel a spus că are nevoie ca frații să se roage pentru el, pentru că este luptă atunci când vorbești din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este nevoie ca Duhul Sfânt să-L ia și să-L trimită în inimile noastre, lăudat să fie numele Domnului. Domnul să binecuvinteze, frați și surori, mai departe, lauda și închinarea și, după cum urmează, se va închina Domnului fanfara bisericii, apoi surioara Briana Ene, un solo, Domnul să o binecuvinteze, apoi fratele Andrei Lupescu, o cântare, după aceea Tabita Purcar, Domnul să o binecuvinteze, și apoi corul bisericii și toate acestea să fie spre slava și gloria Domnului. Amin.
Salvare trece Iisus.
astăzi grădinar, te-au dat, te-au dat. Cântă, floare minunată, cântă necetat, astăzi grădinarul te-au dat. Astăzi grădinarul te-au dat. Amin.
Iubiți frați și surori, stimată Biserica Domnului Iisus Hristos, îmi revine datoria să vă aducem la cunoștința dumneavoastră câteva lucruri care privesc bunul mers al bisericii noastre și aș vrea să începem cu lucrul care este mai frumos în mijlocul nostru și să spunem un bun venit tuturor celor ce ne vizitează, tuturor celor ce sunt cu noi împreună după masa zilei de astăzi la slujbă în casa Domnului și am vrea să începem cu fratele Marcel Măcelaru, care la ora actuală locuiește în Croația. El original este din Timișoara, din Biserica Elim, din familia Măcelaru, familie cunoscută în Timișoara, și care este cu noi și cu ocazia faptului că el este profesor la ITP și a predat un studiu, o lecție la Eclesia, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Apoi, alături de noi mai este și fratele Andrei Lupescu, din Missouri, din Springfield, tânărul care a cântat și la care dorim din nou ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Avem o familie frumoasă care este în mijlocul nostru pentru prima dată, este vorba despre familia Olaru, domnul Valentin și soția lui Carmen, care sunt din Suceava, din România. Vă rugăm să vă ridicați în picioare, să vă vadă toți frații și să vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Ei sunt pentru prima dată și au venit și vizitează biserica noastră și familia fratelui Mihai și sora Dorica Melenciuc. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumim, reocupați locurile. Am vrea să vă aducem la cunoștința dumneavoastră că ce urmează un botez în apă și avem biserica, mai bine zis, mai bine exprimat, are bucuria aceasta să cunoască și să fim informați căci sunt până în prezent 7 candidați. Lista este deschisă, toți cei ce doriți să încheiați legământ cu Domnul, vă rugăm să vă adresați celor ce sunt în măsură să vă dea informațiile necesare, secretarul bisericii, păstorul bisericii și toți frații care sunt în conducerea bisericii. Vă așteptăm cu drag și să împlinim și această lucrare binecuvântată și frumoasă pe care Dumnezeu ne-a poruncit să o avem. La fel dorim să vă aducem la cunoștința dumneavoastră că și pentru duminica viitoare vom avea din nou oaspeți cu noi. Va fi fratele Ghiță Ciobanu din România. Un păstor tânăr, un frate binecuvântat și ne bucurăm să-l avem cu noi. Împreună cu el vor fi și fratele Sorin Iacoban și fratele Costică Bârsan și vom avea din nou prilejul să avem bucuria pe care o avem de fiecare dată când ne vizitează frați și în mod deosebit când Domnul este Cel ce se folosește de ei și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, marți seara, avem timpul de rugăciune al bisericii. Cu noi va fi fratele Ionel Fer. Sunteți invitați cu toții să avem o seară binecuvântată de rugăciune. În mod deosebit vă invităm și pe voi, tinerilor, veniți să ne rugăm împreună cu toții. Veniți ca să ne rugăm Domnului și ca să aducem înaintea Domnului și cauza care
este a voastră și o aducem de fiecare dată, dar în mod deosebit evenimentul care va avea loc și, și pentru care vă pregătiți în viitorul cel mai apropiat. Domnul să vă binecuvinteze, vă așteptăm la seara de rugăciune, vă promitem căci împreună cu voi o să ne rugăm Domnului și să avem o slujbă binecuvântată de rugăciune. Apoi programul bisericii urmează, așa după cum știți și dumneavoastră și l-aveți pe acest buletin. Și cum spuneam și dimineață, vă rugăm din toată inima, intrați în posesia lui, aveți mare nevoie de el, pentru că, așa cum am spus, biserica are declarat un an de rugăciune, în fiecare săptămână ne rugăm pentru 4 familii și pentru frații care sunt involvați și fac o slujbă în casa Domnului și pentru ca să putem să ne rugăm cu numele și să-i aducem în mod organizat înaintea Domnului în rugăciune, avem nevoie de această informație și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc la fel să vă aducem la cunoștința dumneavoastră căci duminică 23 februarie, începând cu ora 9 până la ora 10, avem ora de rugăciune. De la ora 10 până la 12 vom avea darea de seamă a bisericii sau, în termenul nostru popular, cum știm noi, adunarea generală. Sunteți invitați și aici, în buletin este specificat, sunteți așteptați cu toți frații care sunteți membri ai bisericii să participăm la această adunare generală. Vreau să spun că și dimineață, adunarea generală sau darea de seamă a bisericii nu este adunare sindicalistă. Biserica Domnului nu are nici sindicate, nici partide. Biserica Domnului este un organism viu și de aceea adunarea generală se va face în modul cel mai creștinesc și cel mai frumos, în care vom discuta lucruri constructive pe care le avem și care trebuie să le facem. Știți foarte bine, toți dintre dumneavoastră, căci avem multe lucruri de rezolvat, atât în ceea ce privește financiar, atât în ceea ce privește bunul mers și creșterea spirituală și toate lucrurile acestea nu se pot face cu un singur om. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de încrederea dumneavoastră și de respectul pe care vrem să ne-l acordăm reciproc unui altora. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De aceea vă invităm și vă sfătuim din toată inima. Nu știu de unde au intrat în bisericile noastre pentecostale felul de adunări cum au fost și cum mulți avem ceea ce avem în sinea noastră. Pentru că la început n-au fost așa. Am spus dimineața cea frumoasă lucrare care s-a întâmplat în biserica de unde vin, când frații se întruneau la această adunare și digiteau niște probleme frumoase, niște probleme constructive, astfel încât tot orașul să vadă căci este o biserică și această biserică nu-i de capul ei, căci capul ei este Hristos, slăvit să fie numele Domnului. De aceea vă invităm în mod deosebit și vă așteptăm să luați parte la acest eveniment. Domnul să vă binecuvinteze. Martie 4-6, din 4 până în 6 avem 3 seri de rugăciune, după care se încheie cu o seară prelungită de rugăciune în martie 7, când vom avea frați din România care ne vor vizita, frați care vor vesti cuvântul și vom avea o sărbătoare binecuvântată în ceea ce privește spiritualitatea și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. La fel, a doua săptămână de aceste evenimente va fi săptămâna a treia din luna martie, în care în data de 21 vom avea iarăși o seară prelungită de rugăciune. Urmează apoi ca în 28 și 29 martie să avem conferința păstorilor din America, care Biserica Philadelphia din Atlanta, biserica noastră unde suntem membri și unde slujim, va fi gazda acestei conferințe. Haideți, frați și surori, în această lună care este acum și cea care urmează este o lună destul de aglomerată, destul de plină de evenimente, să ne pregătim înaintea Domnului și să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne ajute și să ne dea putere ca toate acestea să le facem doar cu un singur scop: proslăvirea numelui Celui ce este veșnic viu și veșnic sfânt, Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Iar acum vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și lăudăm pe Domnul cu o cântare, ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și prin aceasta dăm dovadă că ci iubim pe Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
dorință cu toții să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Nimeni în ta prezență frumos să reocupați locurile. Mai departe se cuvine toată lauda și gloria Domnului, acela care ne iubește, și avem o cântare care spune că trece Iisus prin cetate. Eu cred că în seara aceasta Domnul Iisus este aici, a poposit și ne cercetează, slăvit să fie numele Domnului. Ce minunate cântări până aici, care ne-a cercetat Duhul Său cel Sfânt, și este o bucurie pentru noi, frați și surori, în prezența Domnului Iisus Hristos. Spunea refrenul surioarei noastre, Briana, trece Iisus pe aici, frați și surori, nu știu dacă am luat în aminte la asta, dar să știți că Duhul Domnului a folosit-o pe surioara noastră și este un lucru minunat.
de atenție, că Domnul este prezent aici. Ferice de tine dacă vei face ca Bartimeu. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Era orb, dar a auzit că Iisus trece pe acolo. Și Iisus este aici și este gata să se atingă de tine. Este frumos să cântăm, este frumos să auzim cuvântul Domnului. Și mai frumos este, frați și surori, să prin credință să crezi că Iisus este aici și să atinge de tine și este gata să pleci cum nu mai ai venit pe aici. O inimă tristă, posomorâtă, druncinată, cântările acestea și mesajul cuvântului Dumnezeu trebuie să ne miște pe noi, frați și surori, în seara aceasta. Ca de mâine încolo, când vom sta față în față cu ispita și vrăjmașul care este pe urmă, să biruim în numele Domnului Iisus, mărit să fie numele Domnului și Domnul să fie slăvit în veci. Amin. Mai departe, spre slava Domnului, frați și surori, corul bisericii se va închina Domnului, apoi o cântare prin surioarele Aurora și Mary, Domnul să le binecuvinteze, apoi un duet care va fi prin Alex și Nadia Vălean, Domnul să-i binecuvinteze, apoi fanfara bisericii, frați și surori. Și numai la urmă, Domnul să ne binecuvinteze, să ne pregătim inimele, frați și surori. Este vremea și timpul să auzim mesajul cuvântului Dumnezeu. Ce vrea Duhului Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta? Noi să ne uităm la om, noi să ne uităm, frați și surori, la Iisus Hristos. Duhul Sfânt spune că a luat cuvântul și mesajul apostolilor și a atins inimile oamenilor. Și Biserica lui Hristos s-a mulțit, lăudat să fie Domnul. Este important ca Duhul Sfânt să fie la lucru în seara aceasta. Mai este loc, frați și surori, mai este loc. Mai este loc la împărăție, fraților. Și datoria noastră nu mai este aici, afară. Domnul Iisus a zis că noi suntem sarea pământului și lumina lumii. Doamne, ajută-mi mie prima dată și la noi toți, frați și surori. Pentru că noi suntem o pistolă vie și ne citește și acasă și oriunde suntem, la școală și la lucru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze, fratele Gicu, și astfel să ascultăm cuvântul Dumnezeu când va fi rândul și Domnul să lungă cu Duhul Sfânt și inimile noastre. Amin. Din morții te scunoști,
Slăviți să fie Domnul că suntem în casa Lui. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și harul Domnului să fie peste noi. Amin. N-aveam suflare din cer încă de tu ce mă vegheai. Nici chim nu aveam și nici vreo zi sub soare din calcă vieții numele-n striai.
cetezi neascuns, mă acoperi cu îndurare și ești cu mine atunci când mă trezesc. O, cât de nepătrus ești în a ta lucrare, de aceea, Doamne,
Doresc să vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și să vă spun bun venit la casa Domnului. Este casa Domnului. Este biserica Domnului. El este capul și noi vrem pe El să-L lăudăm. Mă bucur așa de mult când văd tineri aceștia cum cântă cu elan, cu zel, cu mult foc. Pun mult suflet. Când vrei să faci ceva pentru Domnul, trebuie să dai tot ce poți mai bun. Când a cântat Nadia și cu soțul ei, cu Alex, am văzut pe unii ridicau mâinile și m-am gândit, cum să nu le ridici când Domnul ți-a făcut mult bine? Avem noi experiențele noastre, nu sunt povești, nici de Creangă, nici de Sadoveanu, ci sunt realități. Dumnezeu intervine în viața copiilor Săi și ne caută. Și El vrea în seara aceasta să se oprească în dreptul tău și vrea să stea de vorbă cu tine. Are un mesaj pentru tine. Te vrea pentru El. Te laud, Doamne. Cum să nu te laud? Că ești mare, ești bun, ești minunat. Lui se închină cerurile cerurilor. Îngerii, heruvimii, serafimii, cei 24 de bătrâni, se auzeam dimineață, își iau cununile și le aruncă înaintea Domnului și îl recunosc că El este atot puternic, fie-i slăvit numele. Amen. Cum am putea noi să stăm indiferenți față de o mântuire așa de mare? Slăvit să-i fie numele Lui. Doresc încă o dată să vă salut pe toți. Mă bucur din suflet că putem fi împreună în locul acesta. Doresc să-l salut în mod deosebit pe fratele profesor Marcel Măcelaru. Mă bucur pentru dânsul că este cu noi. Personal sunt onorat. Dânsul este aici ca să predea la Eclesia, a predat deja, predă un curs și faci o lucrare extraordinară să predai legea lui Dumnezeu, să înveți oamenii despre Cel Atotputernic. Aș vrea să ne rugăm unii pentru alții și să ne rugăm pentru oameni ca dânsul, ca Dumnezeu să ne crească în cunoștință și în înțelepciune, să putem să mergem din putere în putere, să nu fim copii, să nu fim copii, ci să devenim maturi în Hristos. Și biserica să fie o familie unită și noi toți să-L iubim pe El, că El și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem viață deplină din El, fie slăvit numele. Și mă opresc aici că n-aș vrea să uiți că am de citit un text din care să am un mesaj. M-am tot gândit mult de marți, de când fratele păstor m-a sunat, ce-ar fi mai potrivit și mai necesar. Și am zis, Doamne, e greu să aleg. Și aici, lângă fratele Vasile, mă mai uitam încă în Biblie și trebuie să vă mărturisesc că mi-am schimbat toate textele și acum o să citesc alt text. Dar aș vrea să vă asigur că este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să cinstim cuvântul Domnului ridicați în picioare și am să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 7 la versetul 13. Vă rog să rămânem liniștiți și să onorăm cuvântul lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 7 la 13. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupați locurile. Wow! Ce hotărâre, ce pasiune, ce slujire, ce devotare. Wow! Ce jertfă de sine. Să nu mai contez eu și ceea ce sunt de dragul lui Hristos. Să fiu gata să mă duc, să mor pentru El, pentru cauza Evangheliei, pentru acela care a coborât jos din glorie și a venit să ne aducă mântuire, a luat păcatele, se spunea dimineață, a pus zapisul acolo pe cruce și l-a bătut acolo cu piroanele care a fost țintuit. Și sângele a curs și a spălat păcatele noastre. Și noi astăzi suntem liberi în Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Și Pavel înțelege mai mult ca oricine și spune: sunt gata să mă duc înainte. De ce plângeți și îmi rupeți inima? De ce? Încerc pe flori. Nu poți fi dus când alții s-au luptat, spun versurile unei cântări. Mi-amintesc de bravul sau de bravii frați români din România care au stat ani și ani de zile în temnițele comuniste. Traian Dorz, Urbrand, Nicolae Moldoveanu, mulți alții care nici n-au mai contat pentru ei viața lor sau familia, de dragul lui Hristos și de dragul Evangheliei. Ei s-au dus înainte cu jertfire totală, cu dăruire de sine. Sigur că nouă ne place să avem toate privilegiile, să avem cele mai bune condiții, să avem oameni de ordine, nu cumva să intre cineva aici să ne deranjeze,
că dacă tot intră, s-ar putea să plecăm șifonați acasă. Și în tot confortul, nu știm să ne prețuim unii pe alții, să ne iubim cu iubirea lui Hristos și Domnul vrea să ne vorbească în seara aceasta. Să luăm hotărâri noi cum s-au luat hotărâri dimineață. Mesajul meu ar putea să fie intitulat Umblarea cu Dumnezeu. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă libertate, înseamnă voie bună, înseamnă să te duci unde îți place, înseamnă să iubești pe cei care se apleacă și îți deschid ușa și bagă mâna în pormoneu și te salută frumos și spune, vai, ce mă bucur că ai venit la noi. Sau umblând cu Dumnezeu să alegi cărarea prin care primești pietre, primești lovituri, primești dispreț, primești moarte de dragul lui Hristos. Până când oare Biserica Mileniului 3 nu va înțelege că vremurile sunt pe sfârșite? Nici nu mai avem timp de stat să ne gândim mult. Socotelile sunt făcute, prăpădul va veni deodată și n-o să mai apucăm să ne ordonăm viața și să mai facem ceva pentru Dumnezeu. Noi astăzi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu ca să mergem să câștigăm suflete pentru Hristos. Mor atâția oameni nemântuiți. Și Dumnezeu ne-a dus în America, în țara aceasta care se duce de râpă, ca noi să fim lumină. Oare ce facem noi să fim lumină? M-am cutremurat și am zis că-mi iau bagajele și dispar de aici. Când am auzit și ultima veste că deja California e primul stat care a legalizat căsătoria omului cu animalul. Mai rău decât în timpul Sodomei și Gomora, Dumnezeu va trimite judecata Lui. Deodată o să vină legea marțială și nu o să mai poți lua nici avionul să pleci de aici. Nu o să mai fie nimic în store, în magazine. Nu o să ai apă, nu o să ai benzină, nu o să ai nimica. Și Dumnezeu strigă spre noi, pentru că mergem și noi împreună cu toate popoarele, care fiecare slujește Dumnezeului lui. S-a citit dimineață un așa de minunat verset din Mica. Omul lui Dumnezeu, prorocul, striga atunci și Dumnezeu strigă prin acel cuvânt astăzi în Filadelfia. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi, spunea Mica, noi, spune noi din Filadelfia, vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru întotdeauna și în veci de veci. Și biserica se spune, amin, ajută-ne, Doamne, este nevoie. Urgentă. Arde casa sufletului nostru. Este nevoie urgentă de intervenția pompierilor. Să nu ardem cu totul. Și Domnul a venit să aducă pacea pentru noi. Și Domnul a venit să aducă viața pentru noi.
Și noi stăm între cei doi stăpâni și nu știm, ne mai ținem de funia celui rău, când Domnul ne vrea cu gelozie pentru el. Spunea fratele Victor dimineață că Domnul ne vrea și spune Scriptura și oamenii se mai țin de funia celui rău. O, Doamne, ajută-ne să întoarcem spatele la cel rău, să nu mai avem ură, să nu mai avem violență, să nu mai urâm, să iubim pe frați și să-L iubim pe Dumnezeu. Să vadă toți oamenii că la Filadelfia se întâmplă lucruri dumnezeiești. Unde-i prezent Domnul, se întâmplă lucruri dumnezeiești. În viața lui Pavel deja Domnul era prezent pe deplin. Duhul Domnului îl preluase pe Pavel. S-a întâmplat ceva în viața lui, de aceea el declară și spune cuvintele acestea. De ce plângeți și îmi rupeți inima? Eu sunt gata să merg să fiu turnat ca o jertfă. Ești tu gata? Sunt eu gata? Dacă vine necazul, dacă vine prigoana, dacă vor veni să ne bage în niște dube din alea, să ne ducă undeva la lagărele care se pregătesc, oare suntem noi gata să ne despartă copiii de părinți și bunici de nepoți și soți de soții și să nu mai te vezi niciodată? Suntem noi gata să murim pentru Hristos și să nu tăcem, să cântăm în arenele lor și să spunem că Dumnezeul nostru este atotputernic? Pentru că în zilele noastre citeam o statistică, să spunem că niciodată creștinismul n-a fost așa de prigonit în lume cum a ajuns în momentul de față. Și biserica e în ațipire. Și oamenii de astăzi, slujitorii, inclusiv eu, mi-e rușine de mine. Și zic, Doamne, ai milă, Doamne! Nu mai suntem capabili să fim plini de El, de Duhul lui Dumnezeu, să mergem cu puterea Duhului în numele lui Hristos și să ducem vestea bună și să se întâmple minuni și semne și să vadă nemântuiții să vină popoarele. Amin. Pentru că oamenii au nevoie de Dumnezeu. Oamenii au nevoie ca să fie atinși, să fie vindecați, să scape de atâta durere, de lacrimi și de suferință. Oamenii au nevoie. Și vin la noi și ne văd că nu ne înțelegem și se duc de aici cam întrebându-se. Dar eu cred că ne înțelegem, frați și surori, nu? Păi trebuie să ne înțelegem. Noi trebuie să ne contopim cu tinerii și toți împreună să formăm o echipă și să-i slujim Domnului cum nu i-am slujit niciodată. Cum nu i-am slujit niciodată, zilele sunt numărate și noi trebuie să beneficiem de timpul acesta care Dumnezeu încă l-a lăsat pentru noi disponibil. Amin? În 2 Corinteni, în capitolul 11, îl avem înaintea noastră pe Apostolul Pavel și el acolo se plânge de faptul că biserica din Corint a început să plece urechea la cuvintele unor apostoli mincinoși. Pavel era foarte preocupat de biserici. Lui Pavel nu era totuna ce se întâmplă cu bisericile. Și noi ar trebui să fim foarte preocupați, slujitorii ar trebui să fie foarte preocupați. Să nu dormim nici ziua, nici noaptea până vedem că lucrurile merg bine.
să-L rugăm pe Domnul, că numai El poate să intervină, să ne atingă inimile acolo de acasă, de la altarul familiei, când ne adunăm aici, să se aprindă focul dragostei lui Dumnezeu și cu toții să ne privim bine și să ne iubim unii pe alții și să progresăm. Și apostolul Pavel era întristat de ce se întâmpla în Corint. Și spun cuvintele din versetele 23 în jos. Pavel, silit de ceea ce se întâmpla, începe să spună despre el însăși. Felul lui de slujire ar trebui să ne pună pe gânduri pe noi. Și eu cred că aici sunt inimi care ar dori să calce pe urmele lui Pavel. Eu personal doresc din toată inima, pentru că știu sigur că el a călcat pe urmele lui Hristos. Și spune el în osteneli și mai mult, în temnițe, și mai mult, în lovituri, fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegheri adesea în foame și sete, în posturi adesea în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile, spune apostolul Pavel. Și m-am întrebat și am zis, oare care dintre noi am suferit noi așa ceva, măcar ceva din toate lucrurile astea, lista asta care Pavel o prezintă? Care dintre noi am putea să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, adu-ți aminte câtă jertfă am depus eu? Și dacă l-aș întreba pe Pavel, Pavel, ce te-a determinat să te dăruiești în felul acesta? Cred că Pavel mi-ar spune, pentru că biserica sau mireasa lui Hristos este tot ceea ce Dumnezeu a venit să răscumpere de pe planeta noastră. Este cel mai prețios lucru. El și-a dat viața pentru biserică. Sângele lui a curs pentru noi. Și Pavel a înțeles marea nevoie de a purta de grijă bisericii lui Hristos. Vedeți, atunci când Dumnezeu a hotărât să nimicească pământul, a dat drumul robinetelor de sus și de jos și spune că toate izvoarele s-au deschis și s-au umplut de apă peste tot, pentru că oamenii au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu și nu l-au ascultat pe neprihănitul Noe. Și Dumnezeu a trimis ploaia și apele adâncului au ieșit de pretutindeni, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu s-a plecat și a scos un singur lucru de acolo, din potopul acela. A scos umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu era Noe și familia lui. L-a scos Dumnezeu afară și l-a salvat. Și Dumnezeu ne cheamă să ne hotărâm în seara aceasta, să începem să umblăm cu Dumnezeu. Dar nimic nu poate fi mai frumos în lumea aceasta decât să te hotărăști să umbli cu Dumnezeu. Numai când îți vine un om al lui Dumnezeu în casă, te bucuri, simți pace, simți mângâiere, simți liniște, parcă te umbli de bucurie. S-a dus prorocul Elisei și a ajuns la femeia aceea nenorocită care i-a murit soțul, spune cuvântul Domnului, în 2 împărați. Și femeia a fugit la Elisei, la proroc, să ceară ajutor, pentru că
a rămas cu datorii și cămătarul a venit să ia cei doi copii, să-i facă rob, să-i ducă de la ea. Și a alergat femeia și prorocul a întrebat-o: ce ai acasă? Ce ai acasă? Ce ai acasă, ne întreabă Domnul pe noi? Ai altar? Ai ceva bun? Ai din puterea Lui? Din uleiul Duhului Sfânt? Spunea femeia: am un vas cu ulei. Du-te și împrumută vase de la vecini, dar multe împrumută, și începe să torni. Când ai acasă uleiul Duhului Sfânt în vasul inimii tale, tu poți să torni în multe vase, la ai tăi și la vecini și la prieteni, și se întâmplă lucruri nemaipomenite. Și oamenii sunt cuprinși de dragostea lui Dumnezeu, sunt preluați de harul lui Dumnezeu și vin oamenii la pocăință și vin oamenii să se împredea lui Dumnezeu, căci El este mare, El este sfânt, numele Lui e mai presus de orice nume. Mi-a plăcut cântarea lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe noi să nu uităm că avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu mare. Să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu ne vorbește în seara aceasta și ne spune că îi pasă de noi. El ne cheamă. El, în vremuri ca acestea, când dezastru cuprinde lumea, privește de sus spre noi aici în America și e gata să se aplece spre pământul înnecat în desfrâu și neascultare și să ne prindă de mână pe noi dacă vrem să umblăm cu El și să ne salveze și să ne dea o nouă șansă, slăvit să-i fie numele Lui. Vestea cea bună pentru noi din partea lui Dumnezeu este că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă încă n-ai simțit atingerea Domnului, dacă încă n-ai simțit iertarea lui Dumnezeu, în seara aceasta Dumnezeu te cheamă să te înrolezi în armata Lui, să începi să umbli cu El și Dumnezeu te va ierta și Dumnezeu îți va spăla păcatele și Dumnezeu îți va schimba viața și tu vei vedea minunile lui Dumnezeu în casa ta, în familia ta și în biserica unde vei merge. O cântare spune: mai este loc la cruce pentru tine. Mai este loc la cruce pentru tine. Fiule, spune cuvântul Domnului în Proverbe, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Iată căile Domnului. Aici în Scripturi le găsim. De aceea e important să venim cu Scriptura, cu Biblia, să ne adâncim în legea lui Dumnezeu. E trist, de multe ori am spus, e trist. Că așa, orice să facem, dar mai puțin cuvântul, prea multă predică, prea multă învățătură, parcă obosește, nu? Foarte mult se eschivează și zic, nu, îmi place să cânt, îmi place să fac alte lucruri, dar prea multă predică, prea multă învățătură. Ori și dimineața s-a accentuat. Este nevoie să punem mâna pe Scriptură. Este nevoie din casele noastre, fiecare, să începem să vedem care-i voia lui Dumnezeu cu privire la mine și la viața mea, cu privire la familia mea, cu privire la lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Vedeți? Asta presupune să deschidem urechile, să auzim când Dumnezeu ne cheamă. Când Dumnezeu l-a chemat pe Saul din Tars, așa numitul mai târziu prorocul, apostolul Pavel, el a auzit bine chemarea lui Dumnezeu. Domnul i-a ieșit înainte pe drumul Damascului și când i-a vorbit, știi ce a zis omul acesta? Doamne, ce trebuie să fac dacă ești aici și încă n-ai înțeles? Pleacă-ți inima în rugăciune
Și stai de vorbă cu el în taină și spune: Doamne, am auzit multe despre tine. Dacă tu într-adevăr existi, Doamne, ce trebuie să fac, Doamne? Luminează-mă tu, Doamne, fă-mă să înțeleg ce trebuie să fac. Și Dumnezeu îți va arăta cărarea. Și Dumnezeu îți va spune ce trebuie să faci. Și Pavel a înțeles ce trebuie să facă. De aceea vedem la el atâta dedicare. De aceea vedem la el atâta hotărâre, atâta pasiune. De aceea vedem așa mod de slujire cum n-am mai întâlnit la nimeni. Așa preț plătit de Pavel, de dragul lui Hristos și de dragul bisericii lui Hristos. Glorie Domnului! Și aceasta ar trebui să ne dea de gândit, să ne pune pe gânduri, să vedem ce-i de făcut, pentru că și noi ar trebui să luăm hotărâri noi. Și nu mâine, astăzi dacă auzi glasul, astăzi ne cheamă Dumnezeu. Să nu ne înșelăm, fraților, singuri. Umblarea cu Dumnezeu presupune jertfire de sine. Să lași totul de dragul lui Hristos și să te dai pe tine însuți Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Avem motive să fim plini de mulțumire pentru că Dumnezeu a făcut așa de mult pentru noi. Noi nu mai trebuie să facem nimica decât să zicem: Doamne, iată-mă, vin la Tine. Iată-mă, Doamne, sunt gata să accept voia Ta și să Te urmez. Doamne, ajută-mă, începând din seara aceasta, eu și casa mea să umblu cu Tine. Cum a umblat Enoch, cum a umblat Noe, cum a umblat Moise, cum a umblat mari oameni ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dar ce am eu cu ea din Vechiul Testament? Ok. Cum au umblat ucenicii, cum a umblat Pavel, apostolul. Și apoi mai târziu, din când în când, Dumnezeu a rânduit în istorie oameni dăruiți, dedicați. De ce n-am putea fi noi de aici, de la Filadelfia? Ca Dumnezeu să se poată lăuda cu noi. O, ferice de noi, dacă în seara aceasta vom înțelege chemarea lui Dumnezeu și vom spune: Ți-am auzit glasul, Doamne, iată-mă, iată-mă, Doamne, stau la dispoziția Ta. Iată-mă, Doamne, vin să Te urmez pe Tine. Privind în grădina Edenului, vedem că primul om a păcătuit și acolo se întâmplă ceva interesant. Aude glasul lui Dumnezeu și răspunsul omului, știți care este? Cel mai trist răspuns care a fost vreodată în lumea aceasta s-a auzit atunci acolo. Ți-am auzit glasul și mi-a fost frică. M-am ascuns că mi-a fost frică. Mi-ai auzit glasul. Te-ai ascuns. Da, Doamne. Da, Doamne, m-am ascuns. Și noi de multe ori ne ascundem. Mi-auzim glasul, ne este frică. Și nu venim la Dumnezeu. Și Dumnezeu în seara aceasta din nou strigă spre noi. Și tu i-auzi glasul chiar acum. Oare te ascunzi de frică? Dai colțul? Sau folosești această ocazie, această oportunitate, acest har care Dumnezeu îl aduce pentru tine și pentru noi, ca să putem să zicem: Doamne, iată-mă, sunt gata să Te urmez, să umblu cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să umblăm cu El, cu Tine, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Nu-L respingi atunci când Te caută, că Te caută Dumnezeu. Nu-i respinge chemarea. Dorința inimii tale trebuie să fie să te legi de El cu toată ființa ta.
să nu ne mai ascundem de El, ci să venim la El și să umblăm cu El. Scriptura este plină de exemple și ar trebui să ne motiveze lucrul acesta. Domnul Iisus a stat de vorbă cu ucenicii și le-a spus atât de mult felul cum trebuie să slujească Domnului. Evangheliile ne stau la dispoziție, epistolele ne stau la dispoziție, cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de puterea lui Dumnezeu, este în mâna noastră. Ce facem noi cu această valoare care a venit din ceruri pentru noi? Este legea lui Dumnezeu care ne învață ce trebuie să facem zi de zi. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne dă curaj ca să umblăm cu Dumnezeu, indiferent că ar veni necazuri, că ar veni suferințe, că ar veni încercări. Dragostea noastră să ne lipească tare de El și noi să rămânem ai Domnului pentru vecii vecilor. Și va fi ferice de noi. În ziua aceea mare și glorioasă, în ziua aceea de pe urmă, când va fi ziua judecății, toți aceia care se hotărăsc să umble cu Domnul vor auzi chemarea sfântă, chemarea care va veni din partea Domnului și care va spune: veniți binecuvântații Tatălui, de intrați în făgăduința veșnică, în moștenirea veșnică, în viața eternă, în prezența Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Ar fi multe de vorbit, ar fi multe de spus, dar învățătura mult obosește. Spuneam mai devreme, ce-ar fi să folosim aceste minute câte au mai rămas și să ne ridicăm înaintea Domnului într-o rugăciune, să stăm de vorbă cu El și să îi spunem: Doamne, în seara aceasta ți-am auzit chemarea. Doamne, în seara aceasta m-ai chemat din nou. Nu mai pot să refuz. Nu mai pot să stau indiferent. Mă hotărăsc pentru Tine, Doamne. Vreau să-ți dau inima, vreau să-ți dau ființa mea. Vreau, Doamne, să Te slujesc. Vreau să Te urmez cu prețul vieții. Vreau să umblu cu Tine, Doamne. Vreau să fiu ca Tine. Vreau să moștenesc împreună cu Tine. O, Domnul, să ne ajute la aceasta. Ce vă invit, ridicați în picioare, haideți să ne închinăm Domnului cu toții. Este o ocazie unică în care poate pentru unii este prima ocazie când poți să stai cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu te caută și El ne vrea pentru El. Pe toți ne vrea să fim ai Lui, să nu mai fim ai celui rău, ci să ne prindă de mână și să mergem cu El spre eternitate. Slăvit să-i fie numele Lui. Vă invit, dar, să închidem ochii și cu credință să stăm de vorbă cu Tatăl Ceresc. Doamne, îți mulțumim că Tu ai privit cu îndurare spre noi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai căutat într-un mod deosebit în seara aceasta. Ai coborât în adunare la Filadelfia. Ai intrat printre rânduri, Doamne, și ai stat de vorbă cu noi. O, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că lucrarea Ta este una așa de minunată, Doamne, de salvare. Tu vrei să salvezi sufletele noastre. Tu vrei să salvezi familiile noastre, pe noi și pe cei dragi ai noștri, Doamne. O, ajută-ne, Doamne, să înțelegem. Ajută-ne, Doamne, să venim la Tine, să ne predăm în brațul Tău, să luăm hotărârea de a umbla cu Tine, Doamne, și de a Te sluji pe Tine. Dacă aici sunt suflete, Doamne, care s-au hotărât pentru Tine, dă, Doamne, putere, îmbracă cu autoritate, Doamne, dă ungere de sus, Doamne, și ajută-ne exemplele care le-am auzit, Doamne, să ne motiveze.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, împărtășirea Duhului Sfânt și dragostea Tatălui să rămână cu noi cu toți. Amin. Vă rugăm pentru câteva momente, câteva clipe, ocupați locurile. Și vrem să vă readucem aminte că și prima slujbă în casa Domnului este marți seara, slujba de rugăciune de la orele 8. Și apoi joi seara, studiu biblic de la orele 8. Dumnezeu să ne ajute să luăm parte la aceasta. Nu uitați că avem datoria aceasta sfântă de a ne ruga pentru familiile și pentru frații care sunt puși pe listă în săptămâna aceasta. Domnul să vă binecuvinteze. Frații din Consiliul Bisericii, sunt rugați să rămânem doar 3 minute, 4 minute, pentru că avem o mică problemă destul de importantă, de urgentă, însă a apărut în biserică, am vorbit cu fratele pastor și trebuie să vă comunicăm tuturora pentru a lua o decizie pe loc. Toate acestea le facem cu toată recunoștința și smerenia, fără a da nimănui niciun fel de gând de bănuială. De aceea vă rugăm, frații din Consiliul Bisericii, rămâneți la urmă pentru un scurt timp. Biserica Domnului se eliberează slujba din seara zilei de astăzi, dorindu-vă o săptămână bună. Tuturor fraților care ne-au vizitat, le transmitem harul și binecuvântarea Domnului, ne rugăm pentru ei în călătorie și vă dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe unde veți merge, ducând vestea bună a Evangheliei. Duceți și salutul bisericii noastre, care este Maranata, Domnul nostru bine. Cu pace și cu dragoste ne despărțim la ale noastre. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.